Salut prieteni, sunt Adrian Pârvu și bine v-am găsit pe canalul Știri de Actualitate. Ioan își caută mama, are 24 de ani și locuiește în Italia. M-a născut la 7 luni, iar la câteva zile după naștere s-a externat fără mine. Ioan are 24 de ani și de ceva timp trăiește o adevărată dramă. O piatră îi apasă pe inimă și nu îi dă pace deloc. Cu toate că este o persoană matură, tânărul trăiește în Italia, doar că nu poate spune prea multe despre viața lui. Nici măcar nu poate discerne dacă e bine sau nu și este total bulversat de atâta necaz. Acum, astăzi, el nu dorește decât să o cunoască pe cea care l-a adus pe lume. Din viața lui lipsește persoana pe care majoritatea oamenilor o au aproape tot timpul. Mama, scrie de la rotarianul.ro. M-am născut la Spitalul Universitar București, sectorul 6, pe data de 30 aprilie 1996, la 7 luni. La vârsta de 3 ani am fost adoptat de către o familie minunată. Pe atunci locuiam la Centrul Maternal Sfânta Maria. În documentele de adopție, numele meu este Vlășceanu Ioan Visarion, spune tânărul de origine română, citat de pagina de Facebook Copiii Niciodată Uitați ai României. Până la 3 ani, viața sa a fost cu siguranță dramatică, chiar dacă el probabil nici nu își amintește asta, ci a aflat doar din alte surse. Imediat după ce l-a născut, mama lui Ioan a dispărut fără urmă, iar el nu știe acum nici măcar dacă numele său este cel pe care i l-a dat femeia care l-a adus pe lume sau i-a fost dat pur și simplu de niște străini. La câteva zile după naștere, din motive necunoscute, mama mea biologică s-a externat fără mine. Niciodată nu am știut dacă acesta este numele meu adevărat sau dacă spitalul mi l-a dat, mai spune tânărul de 24 de ani. Cu toate acestea, dorința de a-și cunoaște mama și origine este extrem de puternică. De aceea face un apel la toți cei care îl pot ajuta prin răspândirea mesajului său pe rețelele de socializare și nu numai, să-l ajute să o găsească. Din păcate, nu cunosc numele părinților și nici alte informații despre ei nu dețin. Îmi doresc nespus de mult să mă aflu rădăcinile, mai cu seamă să-mi cunosc mama care mi-a dat viață. Vă rog mult să distribuiți căutarea familiei mele, a mai adăugat el. Cei care au informații despre părinții lui Ioan și vor să-l ajute, sunt rugați să trimită un mesaj paginii de Facebook Copiii Niciodată Uitați ai României. Dragi prieteni, vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă doresc o seară frumoasă și nu uitați, dacă v-a plăcut, să lăsați un comentariu și să dați un like acestei pagini.